Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom face o pereche de cercei. Am realizat acest model. Mie îmi plac foarte mult, cred că la fel de mult va plăcea și dumneavoastră. Am îmbinat două stiluri de lucru și sper ca dumneavoastră să îi lucrați cu ușurință și să îi purtați sau chiar să-i faceți pentru a fi vânduți, mai ales acum vara, când este perioada că se poartă bijuterii, cercei, coliere, brățări, totul croșetat. Pentru aceasta vom avea nevoie de firul de bumbac, culoarea dorită de dumneavoastră, acul pentru cusut, vom avea nevoie de croșet, eu voi folosi croșetul cu numărul 1,05 și, bineînțeles, o pereche de aceste agățători pentru cercei. Nu în ultimul rând, vom avea nevoie de un creion. Cu ajutorul acestuia, noi vom face partea din mijloc a cercelului. În felul acesta, voi veni și în ajutor doamnelor care doresc să lucreze bobul de strugure, dar încă nu au reușit. Deci vom face o recapitulare. Eu voi pune firul de 15 ori pe creionul meu. În felul acesta voi extrage tot ceea ce am pus. Îl vom extrage încet, cu atenție și op! Ok, am rezolvat. Am rezolvat. În acest moment voi intra cu croșetul prin mijlocul firelor. În acest mod. Deci le-am luat pe toate și voi face un picioruș scurt. În felul acesta voi da stabilitate firelor. După ce am făcut acest picioruș scurt, vom trece să realizăm aceste bride. După cum vedeți, voi împinge croșetul în felul acesta și voi lua pe croșet firul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, de 15 ori. După ce am luat firul pe croșet de 15 ori, voi prinde firul în felul acesta, îl voi întinde și voi trece cu croșetul prin mijlocul tuturor acestor fire. Am extras croșetul, voi trage firul, după care voi intra din nou prin toate aceste fire și voi stabiliza această primă parte. După ce am stabilizat această parte, voi face din nou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cam asemănător ca la bobul de strugure, doar că pentru bobul de strugure, uitați-vă, am extras. Pentru bobul de strugure am îmbrăcat toată această parte care venea pe creion. La început am îmbrăcat-o în piciorușe scurte. Am realizat cea de-a doua bridă. Acum voi merge la cea de-a treia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și din nou voi ține firul bine întins și îl voi prinde cu croșetul, voi trece prin mijlocul tuturor acestor fire. Trecut croșetul, voi trage firul în felul acesta și mi-l voi fixa din nou aici. Am realizat 3 bride până acum, în acest mod vom realiza 5. După cum puteți vedea, aici avem 2, 4, 5 bride. Următoarele două le lucrăm singure. Am realizat cele 5 bride. Acum voi continua lucrând
un număr de 12 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 și vom continua până la 12, 6, 7, 8, vom împinge un pic să ne facem loc, 8, 9, 10, 11 și cel de-al 12-lea picioruș scurt. După cum puteți vedea, am aici un mic capăt de ață, care apoi eu îl voi scurta. După ce am realizat aceste 12 piciorușe scurte, voi tăia acum firul. Am scurtat acel mic căpățel de fir un pic. Acum voi continua lucrând 8 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vom închide cu picioruș scurt în cel de-al doilea picioruș realizat. Voi continua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voi închide în următorul picioruș scurt. În felul acesta vom merge până la capăt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voi închide în următorul picioruș scurt. Avem deja 3. Da? Și mergem în continuare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voi închide cu picioruș scurt în următorul picioruș. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voi închide cu picioruș scurt în următorul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și voi închide cu picioruș scurt în următorul picioruș. Vom face modul în care să acoperim toate cele 12 piciorușe scurte realizate. Acum avem format pentru a lucra cele 6 petale și voi continua lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi întoarce lucru, firul pe croșet, în interiorul primului lanț voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, cel de-al patrulea picioruș dublu, cel de-al cincilea picioruș dublu, cel de-al șaselea picioruș dublu. În acest moment voi face 3 ochiuri de lanț cu care voi forma un picot. Acum știți cum se formează picotul. Și din nou firul pe croșet și voi continua cu 6 piciorușe duble pe partea cealaltă. Avem 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea picioruș dublu, firul pe croșet, voi intra în următoarea petală și voi forma din nou 6 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea, 3 ochiuri de lanț cu care formez picotul și continui cu celelalte 6 piciorușe duble, 1,
2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea, apoi firul pe croșet și trecem în următoarea petală. Cam așa se prezintă petalele. Următoarele le vom lucra singure. După ce am terminat de lucrat și ultima petală, voi închide totul cu un picioruș scurt și voi scurta firul. Voi lăsa o bucățică de fir mai lungă, care mă va ajuta să cos agățătoarea pentru cercel. Voi închide această parte a lucrării. Ia uitați-vă. Acum voi pune acul. După ce am pregătit acul cu ață, voi trece încet, încet cu acul până în corespondența celei de-a treia bride realizate pe croșet. Încet, cu atenție, în felul acesta. Iar aici nu voi face altceva decât să atașez agățătoarea. Să ne uităm să fie în direcția corectă. Și vom da stabilitate, vom coase un pic aici. Și am făcut în câteva minute, după cum puteți să vedeți, o pereche de cercei care sunt și frumoși și eleganți și sunt realizați de mâna noastră. Acesta este lucru cel mai important. Dacă vi se dă mâna repede sau doamnele care știu să facă bridele pentru pentru struguri, veți vedea că în 10 minute ați realizat o pereche de cercei. După ce am realizat acesta, bineînțeles, între timp eu am lucrat și pe cel de-al doilea, deci capătul de fir îl vom scurta. Dorind, aici se poate pune o mărgeluță, se poate face în modul în care doriți dumneavoastră, însă eu am optat așa, mult mai simplu. Deci voi coase și cea de-a doua agățătoare. Am cusut și cea de-a doua agățătoare, uitați-vă cum se prezintă cerceii noștri. Atât, unicul lucru la care trebuie să dați un pic de atenție este modul în care veți distribui aici petalele. Așa cum vă spuneam, două stiluri diferite, îmbinate, aceasta este creația mea, nu am copiat pe nimeni. Rezultatul, uitați-vă, o pereche de cercei foarte frumoși. Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Mi-ar face mare plăcere să vă fie de folos ceea ce v-am prezentat. Iar eu mă despart de dumneavoastră de fiecare dată cu aceleași cuvinte. Vă îmbrățișez pe fiecare, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată, o noapte răcoroasă. Și la revedere, vă salută Tatiana!